Puta. Ei, astăzi vreau să încep prin a vă mărturisi o fază din viața mea cu care nu mă mândresc, dar sper să vă ajute și pe voi, cum a ajutat și pe mine, să nu mai cădeți în ispita în care am căzut eu. Nu știu câți dintre voi ați reușit să faceți armata. Sunt pe aici bărbați din aia real care au reușit să facă armata. Hai să vedem. Așa, sunt câțiva, e bine. Știți bine că în armată n-ajungeai decât dacă treceai prin recrutare. Și era în 88 când am ajuns și eu la recrutare și mi-au pus în față o fișă pe care trebuia să o completez. Și în fișa respectivă, printre alte lucruri care trebuiau scrise, era și o secțiune cu o întrebare legată de apartenența religioasă. A fost interesantă întrebarea, fiindcă eu tocmai în anul acela începusem să mă apropii mai serios de Dumnezeu, începusem să frecventez o biserică și evident, uitându-mă pe fișa respectivă, am stat și m-am gândit, oare ce să scriu? În mod normal, ar fi trebuit să scriu apartenența mea, chiar dacă nu eram botezat, dar totuși frecventam biserică, o biserică baptistă din Arad. Dar oarecum mâna mea a scris ortodox. Acum, n-am eu nimic cu creștini ortodoxi, dar știam că dacă scriu ortodox nu o să-mi facă nimic. Dar știam pe de altă parte, fiindcă auzisem de la unii și de la alții, că dacă scriu orice altceva, mai ales ceva cool neoprotestant, cu siguranță că puteai să ajungi probabil la mină, probabil la canal, probabil la munci. Și oarecum justificările, domnule, tu nu ești botezat încă așa, încă ai dreptate, poți să scrii. În fine, am scris cuvântul ăsta, am mințit, pentru mine a fost o minciună. De ce am ales să scriu? Din cauza rușinii și din cauza temerii. A fricii. Mi-era frică de comuniști și mi-era frică de destinație unde pot ajunge dacă nu o să spun ceea ce aveam în inimă. Și, interesant, ghici unde am ajuns, indiferent ce am scris. Tot la mungi, fiindcă cu Dumnezeu nu te poți juca, Dumnezeu e drept, Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște și Dumnezeu a vrut să mă înveți o lecție așa ca să nu o uit pentru întreaga viață. Întrebarea mea în această dimineață pentru noi, pentru fiecare, oare de ce unora dintre noi ne este frică și rușine să ne declarăm credință? Oare de ce unii credincioși nici după ani de zile nu spun colegilor săi, vecinilor săi, lor, că sunt pocăiți, spre exemplu? Cred în Dumnezeu, nu-i vorba de asta, dar le este oarecum frică și rușine să-și mărturisească credință? Și s-ar putea, șansele sunt mari la câți oameni suntem aici, că printre noi să fie și unii dintre cei de genul acesta. Oare ce se întâmplă? Oare cum putem scăpa de această povară, fiindcă e o povară pentru credincios, a temerii, a rușinii? Hai să învățăm de la cineva care a fost și el credincios, dar pentru mulți ani de zile a trăit în frică și rușine datorită credinței sale. Așa că deschideți în Evanghelia lui Luca, capitolul 23, și veți vedea de cineva care, deși era un simpatizant, chiar un ucenic, îl urma pe Hristos, a făcut un ascuns de frică, de teamă, poate chiar de rușine, dar la un moment dat, într-o zi, ceva s-a întâmplat și totul s-a schimbat. Și e vorba de Iosif din Arimatea. L-am ales pe Iosif fiindcă suntem încă în contextul sărbătorii Paștelor. Omul acesta a avut o experiență cu Iisus pentru care a rămas celebru chiar în ziua crucificării lui, în ziua de Paște. Și aș vrea să începem să citim, o să o luăm pe rând, cuvânt cu cuvânt, verset cu verset, din capitolul 23, primul verset, versetul 50, care ni-l introduce. Spune așa: era un sfetnic al soborului numit Iosif. Și observați, un prim lucru pe care îl aflăm despre Iosif era că
avea o funcție importantă, un sfetnic al soborului. Și acest detaliu e semnificativ, fiindcă era unul dintre cei 70, sperăm ca degetele să meargă pe tastatura aia, așa, hai să vedem, dacă apeși ceva, așa, s-a trezit tastatura, e bine. Ne ajută tastatura asta, uneori ne încurcă. Iosif a fost unul dintre cei 70 de senatori evrei aleși în acel forum religios legislativ al lui Israel. Soborul, Sinedriul sau Sanhedrinul era prezidat de marele preot, era curtea supremă a lui Israel. Aici ajungeau cei mai de seamă dintre evrei, un fel de parlament al evreilor. E asta ne spune din prima că Iosif nu a fost un oarecare altul, ci a fost un om educat, cu reputație, cu influență în popor. Ba mai mult, observați în text, ni se spune că a fost printre cei mai de vază de acolo. Și asta se vede din mărturia vieții lui. De ce? Fiindcă Iosif nu era cunoscut doar pentru funcția lui, ci și pentru caracterul lui. Observați în text. Un sfetnic al soborului, un om bun și evlavios. Da? Bun în ce privește caracterul, evlavios în ceea ce privește credința. Acum, cuvântul evlavie ne provine, traducerea lui care avem în limba română, din grecescul eusebeia, care efectiv înseamnă, literalmente, să te dai un pas în spate când stai în fața unei personalități, în fața unui act măreț, în fața a ceva ce îți produce uimire. Atât de mare respect încât te dai un pas în spate. E omul acesta a fost un om care în fața lui Dumnezeu să dădea un pas în spate. Era plin de evlavie, era un om bun. Ba mai mult, era un om drept, de unde știu, observați următoarea frază, nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. Care ceilalți? Păi, colegii lui de breaslă, cei din sobor. Despre ce sfat hotărârei vorba? Hotărârea de a-L condamna pe Iisus. Nu știm cum, dar pare să că Iosif s-a detașat de ceilalți membri ai soborului și în noaptea când a fost condamnat Iisus, el nu l-a condamnat. A recunoscut nedreptatea care i se făcuse, mârșăvia și interesele de a-l elimina și nu s-a făcut părtaș hotărârilor. N-a fost un om corupt. Ba mai mult, a fost un om credincios, observați. Spune așa, el aștepta împărăția lui Dumnezeu. Necredincioși nu cred și n-așteaptă nimic. Unii pot fi și în sobor, observați, era în soborul lor, era în Sinedru, era în acolo unde era și mare preot. Nu de puține ori, religia n-are nimic de a face cu credința, e doar o mască. Și pot fi oameni chiar și în sobor, soborul era comitetul lor. Chiar și în comitetul unor biserici pot fi oameni care sunt extrem de religioși pe din afară, dar lipsiți de credință pe dinăuntru. Caută să fii credincios, nu religios. Iosif era credincios. Credea în împărăția lui Dumnezeu și o aștepta să vie. Și dacă e să tragi o linie, îi spune, băi, iată un credincios perfect. Un om bun, un om evlavios, un om drept, incoruptibil, un om care așteaptă împărăția lui Dumnezeu, ce altceva mai vrei? E acest om bun, evlavios, drept, credincios, a fost un om căruia i-a fost rușine și teamă să-și dezvăluie identitatea de creștin, de urmaș al lui Hristos. De unde știu? Ioan, apostolul, îl cunoștea pe Iosif. Și în Evanghelia lui, în capitolul 19, ia priviți ce scrie. După aceea Iosif din Arimateea, care era un ucenic al lui Iisus, ucenic, dar cum? Pe ascuns, din ce cauză? De frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Un ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, din frica iudeilor. Și câți n-am fost și câți nu suntem oare exact ca eu? Ne este frică și rușine să-L mărturisim pe Hristos, ba chiar să spunem altora că suntem credincioși. Oare de ce?
Sunt cel puțin trei motive. Unor oameni este frică să-L mărturisească pe Hristos, să nu-și piardă poziția. Și acum cei care am trăit în comunism, ba chiar unii care poate lucrați în instituții care au rămas cu acelea sechele ca și din comunism, ți-e frică să spui că ești pocăit, că îți pierzi poziția. Adevărul e că în vechiul regim, oamenii și-au pierdut chiar locul de muncă din cauza credinței lor. Nu de mult în București am fost găzduit de către cineva care astăzi are o poziție foarte înaltă într-una dintre băncile cu nume din România. Când spun înaltă, și ca și funcție, și ca și clădire. Probabil, cred că e cea mai înaltă clădire din București la momentul ăsta. Am aflat cum în comunism, deși era un om foarte capabil, mereu a fost ținut pe ultima poziție. Nu a fost dat afară, că știau comuniștii ce știau. Dar din cauza că a avut curajul să spună că e credincios, a fost mereu ținut pe ultima poziție. A venit Revoluția și interesant că dintr-o dată a tâșnit, fiindcă oamenii au recunoscut meritele și nu i-a fost frică să-și piardă poziția. Altora le este frică să-și piardă prestigiul. Și câți dintre noi n-am fost luați în bătaie de joc sau pur și simplu eliminați din cercul nostru de prieteni când ne-am predat viața lui Hristos. Anul trecut, dintre cei peste 50 de oameni pe care i-am botezat în biserică, au fost câțiva care efectiv au fost șterși din agenda prietenilor lor pentru simplul fapt că s-au pocăit. Alții n-au mai fost primiți în familie. Am avut un tânăr pe care tatăl a amenințat că îl va dezmoșteni dacă se botează. Oameni care și-au riscat prestigiul, onoarea de dragul lui Iisus. Un director general a unei firme cu nume din zona noastră, într-o zi, mă sună bucuros la telefon și îmi spune: măi, Cristi, hai să zic ce am pățit azi dimineață. Am ajuns la serviciu, unul din directorii mei, nervos din calea afară, vine și începe să-mi critice o angajată. Iar spre finalul discuției îmi spune, cu tot felul de metafore și epitete: aia, pocăită de-a ta! Și îmi spune omul ăsta, jubilind de bucurie: Cristi, știi cât de mult mă bucur de ce mi-au zis? Fiindcă m-am dat seama că cei din firmă au realizat în sfârșit, el tocmai se botezase cu vreun an înainte, că domnule, m-am pocăit cu adevărat și au început să mă identifice cu genul ăsta de oameni. Doar un om predat cu adevărat lui Hristos se poate bucura pentru batjocura adusă în numele lui Hristos. Nu de mult am stat de vorbă cu Alin Jivan, nu știu dacă ați urmărit campionatele astea de la Cluj de gimnastică în săptămânile astea. Fătuca mea mică de 6 ani face gimnastică și era tot ochi și urechi. Și dintr-o dată, printre comentatori, era și Alin Jivan. Alin Jivan e un tip care fusese campion european, cred că locul 3 l-a luat și pe la mondiale. Un om de care Dumnezeu s-a atins în ultimii ani. S-a întors la Domnul, chiar și cântă, probabil că știți după cântări. Ne-a mărturisit acum câțiva ani, când și-a depus mărturia în biserica noastră, că el și câțiva colegi din lotul național de gimnastică al României, după ce și-au predat viața Domnului, au fost batjocoriți chiar de proprii lor antrenori. Și știi foarte bine, să prea poate să fii unul dintre cei care treci pe aici sau ți-e frică să treci pe aici dacă cumva le spui celor din jurul tău de relația și identitatea ta în Hristos. Fiindcă s-ar putea să-ți pierzi prestigiul. Unora le este frică să nu-și piardă popularitatea și câți tineri mai ales, elevi și studenți creștini, aici am căzut și eu. Eram în liceu, nu tream simțăminte față de Dumnezeu, dar mi-era frică și rușine să nu mă vadă cineva că mă duc la biserică cu colegul meu de bancă. Fiindcă vedeam cum erau batjocoriți și stigmatizați credincioșii elevii din școala noastră. Nu puteai ajunge în gașca cu tare, nu puteai să ajungi în anturajul lui X dacă vedeau și te asociau că ești pocăit. În biserica noastră s-au botezat câțiva din interlopii din Arad și unul dintre ei, un tip destul de temut în vremea lui de glorie, era un tip care umbla cu aproape 4 kg de lănțoace de aur la gât. Am vrut să vă aduc poza, dar n-am găsit-o aseară. Am vrut să vă aduc, arată deosebit. Da?
Când mergea la frizer, ne spunea frizerul, mergea la frizer, că și frizerul lui s-a pocăit, zice, noi închideam ușile. Dar închideam ușile, nu neapărat din cauza lui, ci din cauza că nu alții, pentru că trebuia să-și dea lănțoacele, să poată să-l tundă, să nu intre cineva să-i fure lanțurile. Ceea ce el nu realiza și a realizat abia după aceea, că de fapt i-ar fi fost bine să închidă ușile sau să nu le închidă din cauza lui care stătea pe scaun. Pentru că omul ăsta, arhitecta care ne-a ajutat în construcția bisericii noastre, am invitat-o la biserică într-un duminic și nu a venit la biserică, l-a văzut că intră. Și la sfârșit o venit, zice, toată slujba, n-am putut să stau liniștită până ce n-am vorbit cu dumneavoastră. Ce-i cu omul ăsta la voi? Păi zic, vine, e la noi în biserică. Vai, să vă explic, el avea niște proprietăți și m-a rugat să-i fac niște planuri și i-am făcut și la un moment dat am dus la primărie. Normal, să aprobăm planurile și când am ajuns la primărie, discuții acolo, primarul a zis, domnule, nu se poate, nu putem da autorizație. Ăsta a început să bată primar, viceprimar, pe toți, pe rând, eu am fost singura care mă uitam la el. Omul ăsta s-a întors la Domnul. Dumnezeu l-a făcut knockout. Și nu doar atât, dar când i-a atins inima, ceva s-a schimbat în ea. Și s-a schimbat radical. Și n-a mai vrut să poată să-și câștige existența prin faptele lui, evident. Și datorită faptului că avea datorii și multe alte lucruri, a trebuit să-și vândă și din lănțoace și din tot felul. Fusese și prin pușcărie, de fapt din pușcărie noi l-am găsit și prin pușcărie Dumnezeu, pentru că pentru unii dintre noi care suntem foarte orgolioși și mândri, ăia care avem încăpățânare la maxim, numai pușcăria, boala, distrugerea ne mai poate schimba inima. Dumnezeu ne vorbește, dar n-avem noi vreme să-L băgăm în seamă. Dar uite că l-a băgat în seamă și la un moment dat o trebuie să-și vândă BMW-ul, seria X5 pe vremea aia, acum vreo 7-8 ani, să-și ia atenție un Fiat Punto. Acum, cei care vă pricepeți la mașini, înțelegeți despre ce vorbesc, da? Ei, evident, tovarășul a început să-și bată joc de el. Ăsta-i pocăința ta! Așa, jos la oale cu tine! Îl provocau și îl provocau și îl provocau. A pierdut mult din punct de vedere al lumii. Dar a câștigat enorm în fața lui Hristos. Pe cât nu ne doboară frica și rușinea că ne vom pierde popularitatea, ne paralizează mărturia noastră, ne îngroapă talentul, ne închide gura. Și ăsta rolul lui Satan, el asta va face, va încerca să te intimideze, să te rușineze, să te îndepărteze de Dumnezeu și deseori să folosește de frică și rușine. Asta e treaba lui. Știți ce înseamnă numele lui Satan în ebraică? Adversarul. Cel care mereu îți va fi împotrivă și va căuta motive să te acuze înaintea lui Dumnezeu. În greacă numele lui e diabolos. În românește vine cuvântul diavol, adică batjocoritorul, calomniatorul, ponegritorul. Și va găsi să aducă în viața ta oameni ocazii prin care să te ponegrească, să te rușineze, să te intimideze, să nu-ți mai mărturisești credința, să-ți pierzi identitatea, să nu spui altora că ești al lui Hristos. Dar vedeți, prin asta el nu doar îl ponegrește pe credincios, dar și Dumnezeul acelui credincios, fiindcă tu porți în tine, în identitatea ta, numele lui. Tu când ai fost botezat în numele lui Iisus Hristos, a Sfintei Treimi, tu când ai ieșit din apă, tu te-ai asociat cu el. Cuvântul creștin, Christianos, în greacă, de la Cristian, Hristos, de la unsul lui Dumnezeu, înseamnă Hristos în miniatură. Tu când umbli și oamenii spun e creștin, înseamnă că trebuie să-l vadă pe Hristos în tine. Îl văd sau nu? Și dacă nu-l văd, de ce? Nu cumva din cauza fricii și rușinii? De aceea Satan va folosi frica și rușinea chiar să te lepede de credința ta. Așa s-a făcut cu Petru. Asta s-a făcut cu ucenicii. Dacă e să citim textul ăsta în context, observăm că niciun ucenic în afară de Ioan nu era în jurul crucii. De ce?
Păi ce s-a întâmplat în Ghețiman? Ori fugit, unul și-a lăsat tot și-a fugit. Erau disperați. Din ce cauză? Frică. E așa a trăit Iosif în frică și rușine. Și dacă frica și rușinea te țin legat, ascultă-mă cu atenție, fiindcă Iisus, care l-a izbăvit pe el, vrea să te izbăvească și pe tine. Și dacă Satan te ține mut, paralizat în credință și în mărturia ta, Iisus te poate deslega, fiindcă el poate să facă diferența. Cum? Hai să continuăm să citim istoria și să vedem din experiența lui Iosif câteva lecții. Unul la mână. Credința adevărată cere curaj. N-ai cum să spui că ai credință dacă n-ai curaj. Credința nu-i opusul fricii, ci curajul de a înfrunta frica. Și asta face Iosif. De unde știu? Marcu, în capitolul 14, versetul 42, spune așa. Pe înserate, fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic cu vaza al soborului, care și îl aștepta împărăția lui Dumnezeu, și a îndrăsnit să se ducă la Pilat să ceară trupul lui Iisus. Observați cuvântul a îndrăsnit. Adică a avut curaj. Și acum vezi, zice, domnule, dar ce-ți trebuie ție curaj? Nu ești unul dintre cei mai de vază din sobor? Pilat, e adevărat, era cel mai de vază om din provincia Imperiului, dar de ce ți-e ție frică? De ce ai nevoie de curaj? Fiindcă potrivit legii romane, cei condamnați la moarte prin crucificare și-au pierdut dreptul la îngropare. Trebuiau să fie luați și aruncați fie în Gehena, unde s-aruncau gunoaiele, unde erau adunate și arse, fie să fie lăsați pe cruce și mâncați de animale, de păsări. N-aveau dreptul să fie îngropați. Acum Iosif îndrăsnește să-i ceară trupul lui Pilat. Lui Pilat. Adică să-l pună într-o postură pe el, pe Pilat, să comit un act ilegal. Adică împăratul, imperiul cere ceva și tu, guvernatorul, reprezentantul imperiului, să faci altceva. Evident că aveai nevoie de curaj să mergi să ceri unui oficial să schimbe sau să rupă calce picioare lege. Ba mai mult, observați, fiind de vază din sobor, nu pica chiar bine. Fiindcă în aceea zi, dacă vă aduceți aminte, Pilat a avut un conflict cu soborul. La un moment dat, când el se spală pe mâini și zice, nu găsesc nicio vină în el. La un moment dat, cei din sobor vin și spun, ok, nu un pic. Dacă dai drumul, citesc, omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. În alte cuvinte, nu vrei să-l condamni? Nicio problemă. Superiorii tăi vor fi informați și nu cred că se vor bucura deloc. Dacă ai chef să-ți mai menții poziția, ar fi bine să-l condamni. Pilat fusese amenințat de sobor și în aceea zi, seara, unul dintre cei mai de vază oameni din acela sobor vine să-i ceară o favoare după amenințare. Asta-i curaj. Nu există credință, dragii mei, fără curaj. Frederic cel Mare, regele Prusiei, era cunoscut a fi un agnostic convins. În contrast cu el, cel mai renumit conducător al armatei sale, generalul von Zeeland, era un credincios devotat. Și în timpul unui banchet regal, la un moment dat regele atrage atenția tuturor și începe să le spună bancuri. Glume savuroase, toată mulțimea l-asculta, dar glumele lui erau despre Hristos, Dumnezeu și lucruri sfinte. Evident că toți râdeau în hohote, cu excepția acestui general von Zeeland, care la un moment dat se ridică și cu respect cere voie să vorbească. Și spune, înălțimea voastră, știți că nu mi-e frică de moarte. Am luptat și am câștigat pentru rege și pentru țară 38 de bătălii.
În curând voi trece în prezența celui care este cu mult mai mare decât alteța dumneavoastră, cel care m-a mântuit prin moartea lui Iisus Hristos, cel pe seama căruia dumneavoastră spuneți aceste bancuri. Eu nu pot sta în prezența acestor cuvinte și de aceea mă voi retrage, fiindcă sunt un om care cinstește prea mult Mântuitorul său să poată auzi aceste blasfemii la adresa lui. Și se ridică și pleacă. Și regele începe să-l strige: generale, von Zeeland, îmi cer iertare, vin înapoi, îmi cer iertare. Unul câte unul, invitații ori părăsi sala și banchetul s-a încheiat. Dragii mei, credința cere curaj. De câte ori ne-am aflat și noi în posturi de genul, unde știam că trebuie să facem ceva, să apărăm numele Domnului, cauza Lui, și n-am zis și n-am făcut absolut nimic. De ce? Mi-a fost rușine. Mi-a fost frică. Luca 9:26. Oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa, a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Iosif a avut curaj și nu s-a rușinat. A luat o hotărâre să nu-i mai fie rușine. Și a reușit. Și vei reuși și tu când vei face acest pas al curajului și vei începe să spui și altora că într-adevăr te-ai pocăit, că într-adevăr vrei să te botezi, că într-adevăr vrei să urmezi să împlinești Scriptura. Credința cere curaj. Doi, credința cere un preț. În versetul 52 din textul nostru din Luca spune așa: omul acesta, Iosif, s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și verbul folosit în text, a cere, are de-a face cu o cerere mai puțin obișnuită. Are de-a face cu cineva care mai degrabă cerșa mila cuiva. Și acum, pentru un om de vază ca Iosif, s-a ajuns să cerșești mila, în special el fiind evreu, a unui păgân roman, nu era deloc un lucru ușor. Știți bine cât de mândri erau evreii și sub ce statut lentil îi priveau în inferioritate pe romani, pe orice păgâni. Mai apoi orgoliu bărbătesc, să ceri un favor... Tu, om de vază, unui alt om de vază, nu-i chiar simplu. Dar a fost un preț pe care Iosif a hotărât să-l plătească, prețul demnității sale. Și sunt credincioși care din momentul pocăinței lor au luat o hotărâre să plătească orice care ar fi prețul demnităților. Unii dintre ei, care în trecut erau așa de mândri că dacă atingeai, ajungeai în bucluc, acum îndură calomnii, bârfe, batjocori, nu se răzbună, din contră și înfrânează firea, rămânând calm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă îi întreb care au fost luptele cele mai grele, alea de pe stradă, în cluburi, în discoteci, sau alea pe care le dau cu ei înșiși să stăpânească violența, furia, vorbele, evident că spun că astea. Nu vă puteți imagina cât de puternic atacă Satan pe unii dintre ei sub forme de-a dreptul diabolice. Vă dau un exemplu. Acum câțiva ani înainte de botez, i-am zis unuia dintre ăștia, unul dintre ei care una, două te împacheta dacă te uitai urât la el, i-am zis că după botez să se aștepte să fie atacat, fiindcă asta e tactica lui Satan, fie înainte, fie după botez. Atacă puternic. Mă sună după botez la vreo două săptămâni și îmi spune: Cristi, roagă-te pentru mine. Roagă-te că la momentul ăsta trec prin niște stări când vine să explodez. În zilele astea îmi construiesc casă. Și în șantierul pe care l-am, sunt aproape gata să o finalizez. Într-o zi, după ce au plecat muncitorii, au venit câțiva din prietenii mei, cei care sunt lume interlopă, tot timpul au găși și găși care se bat între ei, se provoacă între ei și tot felul. A venit unul din prietenii, ghilimelele de rigoare, prietenii mei, și în semn total de dispreț și provocare față de mine, și-a făcut lipsa mare în mijlocul sufrageriei mele și-a plecat. Imaginează-ți ce gânduri i-au venit la omul ăsta. Zice: mă, am vrut să mă ascund în porumb, să-l aștept. Am vrut să pun dispozitive de urmărire. Am zis că oricum îl găsesc, indiferent ce, o să-l găsesc. Problema e ce voi face când îl voi găsi. Fiindcă acum nu mai sunt cel ce-am fost. Acum sunt al lui Hristos. Nu mai pot permite să fac ceea ce am făcut cu luni înainte.
Ei, lupta asta extraordinară a fost învinsă prin umilință acestui om, care din punct de vedere al lumii și al foștilor lui tovarăși, a fost umilit. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu a fost ridicat, că celor smeriți le dă har. N-a pierdut în acea zi, ci a câștigat o mare bătălie înaintea lui Dumnezeu, bătălia pe care fiecare dintre noi trebuie să o câștigăm, bătălia cu noi înșine. Satan va încerca sub orice formă să ne ispitească, provocând rușine, frică, batjocoră, umilință, să ne stârnească firea. Unora dintre noi să ne determine să ne răzbunăm. Și s-ar putea să fii pe aici în zilele astea. Răzbunarea este a Domnului, care îți garantez eu că nu va lăsa pricina ta nerăsplătită sub forma lui. Treaba noastră e să rămânem credincioși și să luptăm cu armele firii, nu cu ale cu armele Duhului, nu cu ale firii. Dar pentru asta trebuie să plătim un preț. Iosif a plătit un preț lui Pilat. O trebuie să vină, să se umilească, să se smerească, să cerșească pentru drumul lui Hristos. Ba chiar și înaintea soborului. Credeți că cei din sobor n-au aflat că, fii atent, mă, Iosif ăsta al nostru, hopa, ăsta a luat trupul lui Hristos, cel pe care noi tocmai l-am condamnat? Nu uitați că în acea zi, în jurul crucii, era mulțime. Nu uitați că în acea zi, după ce Iisus a murit, pentru că se asfințea soarele și era ziua pregătirii, adică urma sabatul, trebuiau să-și termine munca, n-a mai așteptat să vină noaptea, ci în lumină, în mulțime, El spune s-a urcat pe cruce, ce înseamnă? Mă urc și iau trupul, scot cu el, îl pun pe mine, mă cobor cu el, vin, oamenii văd, soborul aude. Cum se poate cineva care din mijlocul nostru, a celor care împreună am luat hotărârea să-l crucificăm, să vină să-l ajute exact împotriva hotărârii noastre? Iosif a riscat și a riscat prestigiul, poziția, puterea, poate și posesiunile, fiindcă știm că mulți credincioși au fost desmoșteniți, posesiuni confiscate în vremea aceea. Și acolo era Iosif pe punctul de a plăti orice preț pentru Hristos. Unii dintre voi plătiți un preț în zilele astea. Unele și unii, tineri, să vă păstrați curăția până la căsătorie. Alții cinstea și onoarea, fie la teste, fie la examene, fie la servici. Alții plătiți un preț și sunteți provocați să-l plătiți, să nu vă plătiți taxele și impozitele. Să plătești un preț. Dar nu uita, Iisus răsplătește pe cei ce plătesc un preț pentru el și împărăția lui. Iosif a plătit un preț. O plătit și bani pentru Iisus. Matei ne spune că a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-o pânză curată, cumpărată tot de el, ne spune Marcu, și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. În vremea aia, trupurile au luate, săpat o groapă, oricare alta, în aceea zi era și îngropat și atât. Aici e vorba de un mormânt nou săpat în stâncă. Un mormânt al lui Iosif pe care el îl dă banii investiți lui Iisus. Ba mai mult, spune aici că o lua și o pânză curată să-l înfășoare în ea. Când e vorba de Hristos, Iosif nu se uită la bani. Plătește prețul. Noi suntem în construcție. Și vreau să vă încurajez o leacă. Și noi acum 11 ani când am început, ne-am întâlnit într-o pivniță. Pivniță. După ce Dumnezeu ne-a dat har și am început să creștem, ne-am mutat de la pivniță la primul etaj. Am închiriat o cameră mai mică ca și asta, era sub formă de L. Și când camera aia s-a umplut, n-am mai știut unde să ne mutăm. Și era undeva prin luna mai și am zis, până ce nu găsim o sală, ce să facem? Ne mutăm în curte. Și ne-am mutat în curte din mai până în septembrie. Și rugăciunea noastră în fiecare weekend era, Doamne, nu dă ploaie. Unii au plouat când am zis, amin, la sfârșit și atât. Okay? Din mai până în septembrie am stat în curte.
Mai apoi ne-am mutat de 5 ori în ăștia 10 ani, ne-am mutat în diferite locații, până ce am reușit în final să avem terenul nostru și să începem să construim. Acum avem o minunăție de biserică. Nu e încă gata, mai e în construcție, dar e o minunăție. Creștem cam la 100 de membri pe an, Domnul dă har. Dar am început de la pivnița aia cu câțiva oameni. Aveți credință și curaj. Dumnezeu poate să facă minuni. Ei, în efortul evident al fiecărui membru de a pune mâna, că Dumnezeu dă, dar dă prin oameni, am zis, bun, hai să vedem fiecare cum putem face să ajutăm proiectul ăsta de construcție. Și oamenii ori donat, ori venit voluntar, ori lucrat, la un moment dat vin câteva surori în vârstă. Apoi, frate Cristi, noi nu putem veni pe șantier, că șelile ne dor, că avem probleme, că nu putem sta în picioare, că sunt alții tineri, pensia noastră e cât îi, donații nu putem face. Spuneți-ne ce putem face, fiindcă vrem să facem ceva pentru construcția asta. Asta vă dau termen, 3-4 zile, aveți experiența vieții, aveți înțelepciune, Domnul vă da minte. Veniți-mi cu o idee. Ce puteți voi face pentru construcția bisericii? Și-au venit. Și-au zis, facem ceea ce din totdeauna am făcut. Vom face tăiței pentru construcția bisericii. Uitați-vă pe ecran. Ok? No. De 3 ani de zile, în fiecare luni, pe banii lor, trupa asta, ăsta e primul schimb, că lucră pe schimburi. Se întâlnesc la cineva acasă și fac tăiței. Următorul slide. Ok? Atâta fac pe săptămână. Duminica, eu cer o permisiune, putem să venim și la finalul serviciului, ca oamenii pleacă acasă, în pungi de plastic, 5 lei punga. Să-și ia o pungă de tăiței, că la noi în Ardeal, dincolo de Mureș, să mâncă zamă cu tăiței leveșe în fiecare duminică la miaz. Asta e situația, nu? Ok. Știți câți bani au făcut surorile astea cu tăiței în ultimii 2 ani și jumătate? Pentru că la fiecare sfârșit de săptămână îi duc la casierul bisericii și predau banii. Peste 6.000 de euro. Pungi de 5 lei cu tăiței. Tu îți poți imagina câte ore, câte tone de făină, nu sute de chile, câți tăiței, câte camioane de tăiței au făcut în fiecare luni, băgând la manivelă. De ce? Fiindcă femeile astea știu că nu contează că e decembrie, că e ianuarie, că e februarie, că ele fac tăiței pentru Domnul. Nu fac pentru o clădire, nu fac pentru un om, nu fac pentru ele. Dacă Domnul le-a dat ceva ce știu să facă, ele asta fac. Și fac tăiței. Credeți că ne-au ajutat banii ăștia? Incredibil! Acum atât stăm și ne gândim ce placă, unde să punem pentru tăiței pe biserică pusă. Să știe oamenii acum înainte că biserica nu se clădește pe tăiței. Iosif a plătit un preț când a dat pânza aia. Când a dat mormântul ăla. Când a ales de la el să dea. Și nu s-a îndoit, fiindcă Iosif a înțeles că în credință trebuie să plătești un preț. Credința cere curaj, credința cere un preț. 3. Credința cere o mărturie publică. Trăim într-o epocă numită postmodernism, unde nimeni nu ți-are treabă vis-a-vis de credința ta. Poți să fii islamist, poți să fii hinduist, poți să fii agnostic, creștin. Ok, e credința ta, mă bucur, atâta timp cât s-o țin privat. Credința e o chestiune privată, numai fanaticii și-o scot în public. Asta spune Biblia postmodernismului. Biblia mea, dacă mă uit în ea, din momentul în care un om îi atins de Hristos, omul ăla nu poate să-ți țină gura. De aceea e o anomalie scrisă în Evanghelie că acest Iosif a fost un ucenic pascuns.
Fiindcă ucenicii nu sunt pe ascuns. De-aia și el își dă seama la un moment dat că trebuie să facă ceva, pentru că nu mai poți să stea ascuns. Lumină, noții sub obroc. Nu mai ține, acum e momentul. Și Iosif se expune. Iosif se expune. Când toți fug de la Iisus, el vine spre el și o face public. Interesant, nu-i mai frică și nu-i mai rușine. Și știți ce mă dă peste cap? Că a făcut-o nu cât timp a fost Iisus în viață, ci când Iisus e mort. Acum hai să fim serioși. Pentru o cauză moartă. Apoi dacă ai ținut-o închisă și îngropată cât a fost viu, acum când e mort, las-o moarte, că moarte-i, ce mai vrei să faci? Nu? Ceea ce n-a reușit Iisus să facă cât a fost viu, a reușit să facă acum când e mort. Prin moartea lui l-a schimbat pe Iosif și prin moartea și învierea lui te poate schimba și pe tine. Și nu doar pe Iosif, ci și pe un altul care tot din cauza fricii și rușinii și-o ținut ascunsă credința. De ce? Fiindcă Iosif nu a venit singur. Păi ții minte ce vine cu el? Ioan 19. Nicodim, fii atent, care la început se dusese la Iisus noaptea. Poate de ce noaptea? De frică. Și-a dus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și aloie. O luat împreună cu Iosif trupul lui Iisus, l-a înfășurat în pânză de in cu miresme, după cum era obiceiul iudeilor să-l îngroape. Nicodim, care lucra de noapte cu Iisus să nu-l vadă nimeni, dintr-o dată iese la lumină, iese în public. De ce? Fiindcă credința adevărată cere un preț, plătește un preț. Nicodim, la fel ca Iosif l-a plătit. Câți litri de smirnă și aloie a dus Nicodim? 100, aproape 100. Știi cât costă aloe vera în zilele noastre? Știi cât costă? Cam jumătate din salarul și pensiile voastre de aici, pentru 100 de litri, poate mai mult. Smirnă la fel. Dar Nicodim nu se uită la bani. Pentru Nicodim, Iisus e atât de important. Pentru el nu e un trubor, nu e o cauză moartă. Pentru el Iisus reprezintă ceva atât de mult încât plătește prețul, să asumă riscul și iese în fața lumii să-și arate loialitatea. Mulți azi consideră credința creștină ca fiind un pase. Ceva ce-o mers în vremurile. Azi, domnule, suntem prea sofisticați, suntem prea filozofici, nu e mai la modă. Din contră, Dumnezeu e ceva concept, discutăm de nuanțe, dar... Nu. Acum câțiva ani de zile, țin minte, în Cluj, a fost organizat un eveniment creștin la Universitatea Babeș-Bolyai. Și o organizație anticreștină care pleda pe faptul că Dumnezeu e irelevant, n-are niciun sens în societatea noastră, a început să ia amploare și chiar să și publice anumite articole. Cum se poate că universitatea tale asta să poată să găzduiască un eveniment creștin? Și m-am bucurat de răspunsul universității atunci, n-am știut, după aia am aflat, că rectorul ei de atunci devenise el însuși creștin. Și din când în când îl mai vedem pe la televizor, în care în interviuri nu-i deloc jenă să vorbească despre Dumnezeu. La fel și Nicodim, printre cei mai de seamă intelectuali din vremea lui, nu-i mai rușine ce are curaj să iasă în public. De ce? Că credința creștină autentică cere curaj, plătește un preț, se manifestă în public. Și încă un lucru. Credința adevărată cere relație, nu religie. Vedeți, Iosif a fost un om bun, textul ne spune. Mulți vin astăzi și spun, domnule, dar eu sunt moral, eu fac fapte bune, eu sunt darnic, eu ajut, nu vreau răul nimănui, sunt religios, de ce mai am eu nevoie și de pocăință? Fiindcă nu religia, ci pocăința te duce în relație cu Dumnezeu. Și acolo vrei să ajungi. Fiindcă nu religia, ci relația mântuie. Nu mi se pare interesant că Iosif, deși era membru al soborului, cel mai înalt forum religios, la un moment dat a trebuit să treacă de la religia lui la credința lui Hristos. Și uneori și noi trebuie să ne punem deoparte religia și trebuie să îmbrățișăm relația
Fiindcă uneori religia ta poate să devină un obstacol în relația ta cu Hristos. Vă dau un exemplu. Iosif știa foarte bine că potrivit religiei sale, orice om care se atinge de un trup mort era considerat necurat, da? Numeri capitolul 19. Mai ales dacă erai preot sau lider religios al vremii, n-aveai dreptul, voie să te atingi de un trup mort. Dar pe Iosif nu-l mai interesează religia, ci le interesează relația cu Iisus. De aceea se urcă pe cruce și el însuși pune mâinile, îl ia în brațe, îl coboară de pe cruce. Fiindcă atunci când dai de Iisus, nu mai contează ce religie ești. Tu dai orice obstacol la o parte să-l îmbrățișezi pe Hristos. Și asta a fost o problemă. De ce? Versetul 54, observați? Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Ziua pregătirii cui? A Paștelor. Ce erau Paștele pentru evrei? Cea mai importantă sărbătoare a evreilor. Ziua în care se aducea păcatul poporului înaintea lui Dumnezeu. Oricine căuta să nu se pângărească cu nimic, să poată să participe la ceremoniile templului. Iosif și Nicodim ating trupul lui Hristos mort și se pângăresc. Nu mai au dreptul să intre în templu în ziua de Paști, să aducă jertfa. Dar pe ei nu-i mai interesează religia, fiindcă Hristos era cu mult mai important. De aceea învață și tu lecția asta. Nu spune nu lui Iisus din cauza că ești penticostal, baptist, ortodox, catolic, ce mai fi. Nu religia te mântuie, ci relația ta cu Iisus. De aceea uneori ești nevoit să-ți dai la o parte religia de dragul lui Iisus și al mântuirii tale. Dar asta nu vine din senin? Așa cum celelalte nu vin din senin, ci în urma unei hotărâri pe care o iei ca începând de astăzi să nu mai fie frică și rușine, ci să am onoare și demnitate pentru numele care a murit și m-a mântuit. Cine în lumea asta a murit ca tu să trăiești? Cine a suferit atâta bagiocoră, chin, ca tu să poți să fii împăcat cu Dumnezeu? Crezi că lui Iisus, când a stat atârnat pe cruce, dezbrăcat complet în văzul lumii, în rușine publică, că așa se crucifică oamenii atunci, crezi că el nu a îndurat rușinea? Ba chiar Scriptura ne spune că a îndurat rușinea. Crezi că a fost ușor să îndure înjurăturile, bagiocurile, scuipatul, oțetul, coroana de spini, tâlhare cu blasfemiile lor? Pentru cine a îndurat toate astea? Pentru el? Sau pentru noi? Pentru mine și pentru tine. Nu i-a fost rușine și nici frică să fie bagiocorit. În Ghețimani a strigat: Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta. Fiindcă Iisus avea frică, știa ce l-aștepta, a fost om, știa ce înseamnă cuie, știa ce înseamnă bici, știa ce înseamnă spini și totuși a îndurat. De ce ți-e teamă nu de cuie și bătăi, ci pur și simplu să-ți deschizi gura și să spui chestia lui? Nu merită el mai mult? De ce ți-e frică să spui vecinului tău că ești pocăit? De ce ți-e rușine la școală sau la locul de muncă să-ți arăți identitatea ta? De ce ți-e rușine și în biserică, că asta pe mine mă termină? Ești în biserică și simți cum cuvântul și Duhul lui Dumnezeu te cheamă și când cel din față spune: cine aici vrea să-și predea viața în mâna lui? Cine vrea să se boteze? Și în inima ta vrei, dar mâna ta rămâne jos, tu rămâi legat de scaun. Rușinea, frica, oare ce o să zică alții? Și îl îngrop pe Iisus sub rușinea și frica ta și îți îngrop șansa de a fi mântuit. Lui Iosif nu i-a fost rușine, fiindcă a luat o hotărâre într-o zi în viața lui să schimbe macazul. Și a luat hotărârea aia și în urma acelei hotărâri Dumnezeu l-a binecuvântat. De unde știu? Pentru că Dumnezeu întotdeauna binecuvântă. Dar bun, arată-mi cum, hai că spun cum. Uite-te aici în versetul 51. Când l-am citit am omis un cuvințel din text. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din
Arimatea, o cetate a iudeilor. În vremea lui Iisus, Arimatea era un cătun neînsemnat. Azi, dacă te uiți, nici măcar n-apare pe hartă. Și astăzi, atenție, astăzi Arimatea e pe buzele tuturor creștinilor din întreaga lume. Din ce cauză? Din cauza unui om numit Iosif, care într-o zi a ales să ia o hotărâre față de Iisus. Interesant că numele hulitorilor, celebrele nume ale membrilor Sinedriului, s-au stins, nimeni nu mai știe de ele. Dar de Iosif din Arimatea, nu doar ei, ucenicii, nu doar primii creștini, și noi astăzi știm și mulți vor ști de ce. Fiindcă pe paginile Scripturii Dumnezeu l-a onorat pe acest om și a trecut numele lui. Și prin apropierea lui de Hristos, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iosif, atenție, să împlinească și o profeție. Tu îți dai seama, să fii tu obiectul împlinirii unei profeții. Știți care, nu? Isaia. Mormântul lui va fi la un locul cel bogat. Cine a fost bogatul? Iosif din Arimatea. Credeți că Iosif s-ar fi gândit vreodată că el e ăla? Credeți că Iosif s-o fi gândit vreodată că în planul lui Dumnezeu, atenție, de mântuirea lumii, și el poate fi prins? Ce privilegiu! Și tu și eu putem fi prinși în planul lui Dumnezeu când prin credință și pocăință luăm o hotărâre clară că nu mai merită să ne rușinăm de numele Lui. Că de acum înainte, oriunde mă vrea Dumnezeu, când voi fi întrebat de nădejdea care e în mine, voi răspunde fără rușine, indiferent de ce preț îl voi plăti. Întrebarea mea e: ai tu curajul să faci pasul ăsta? Mai ales tu, cel care ai fost și ești încă legat, amuțit de rușine și de frică când e vorba de credința ta. Ești tu gata să iei o hotărâre pentru Iisus? Că îl vei lăsa să te deslege numele Lui de frică și rușine? Că Satan nu mai are niciun drept asupra ta? Ești tu gata să iei acea hotărâre, să faci acel pas? Dă-mi voie să te ajut printr-o simplă rugăciune, așa cum stăm. Doamne, în numele lui Iisus Hristos, în momentele astea, te rog să rupi lanțurile rușinii din inimile și mințile multor oameni prezenți aici. Eliberează-i tu și dă-le putere să ia acea hotărâre că nu se vor mai rușina de numele tău, de identitatea și de credința pe care o poartă. Dă-te rog această putere și această izbăvire să-ți fie martor oriunde și oricând. Iar dacă sunt aici, Doamne, persoane care la fel ca Iosif și Nicodim, de la distanță cred și te respectă, dar n-au făcut încă pasul predării, acel pas pe care tu-l ceri în Scripturi, în care să te poată mărturisi predându-și viața în mâna ta printr-o hotărâre publică, sau pasul botezului, prin care tot public să-și arate credința în ceea ce tu ai instituit, dacă sunt astfel de oameni. Te rog, Doamne, dă-le puterea să ia această hotărâre. De aceea, dacă ești astăzi aici și vrei să spui nu rușinii și fricii de acum înainte, vreau să te invit acolo unde ești să te ridici în picioare, să lași pe Dumnezeu să vadă hotărârea ta, să-ți învingi chiar acum dușmanul ăsta, lanțul ăsta care te-a ținut strâns, și să ne lași și pe noi să ne rugăm pentru tine. Dacă este cineva aici care astăzi, acum la finalul acestui mesaj, vrea să rupă cu rușinea și cu frica și să ia o hotărâre că de acum înainte, cu ajutorul lui Dumnezeu,
va plăti prețul și va avea curajul să-l mărturisească. Acolo unde ești, ridică-te și rămâi în picioare. Este cineva aici? Știu că nu e ușor, că acolo am fost și eu. M-am luptat ani de zile cu treaba asta. Dacă ești aici astăzi, vrei să-ți predai viața în mâna lui Dumnezeu prin Iisus Hristos sau vrei să te botezi, ridică-te și tu și ia o hotărâre în fața Lui în primul rând și mai apoi în fața noastră, că vei pleca de aici arătând cerului și oamenilor că vrei să-L urmezi pe El cum a făcut Iosif, cum a făcut Nicodem. Cei ce v-ați ridicat, ascultați acest verset. Matei 10. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Voi astăzi hotărâți să-L mărturisiți. Dumnezeu când promite, El și face. Dacă mai ești aici și încă stai pe scaun și știi că trebuie să te ridici și tu, ridică-te înainte de a începe să mă rog. Nu fiindcă eu am vreo putere în rugăciune, ci fiindcă vreau să te aduc înaintea lui Dumnezeu să rupă, să cureție lanțurile astea ce te-au legat. Binecuvântată să fie mărturia ta. Doamne, înaintea cerului și înaintea Tatălui, Ție, Iisuse Hristoase, ne încredințăm în această dimineață și prin hotărârile acestor oameni pe care Tu i-ai creat, în viața cărora, Doamne, Te-ai manifestat de atâtea ori, pentru care ai murit, pentru fiecare în parte, Doamne, ia hotărârile lor, Doamne, și du-le la împlinire. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos, rupe orice legătură, orice lanțuri, mustră orice duhuri și alungă-le în locuri pustii să nu se mai întoarcă. Și prin sângele lui Hristos schimbă, vindecă, șterge, curăță, dar dă-le credință și putere, dă-le curaj. Dacă sunt unii care trebuie să plătească un preț, fii Tu lângă ei să vadă că merită, Doamne. Mulțumim. Iar pentru cei care, Doamne, vor să Te urmeze, să-și predea viața, poate să se boteze, Doamne, binecuvântă-le și hotărârea lor și ține-i statornici pe cale. Nu mai vrem să trăim o credință ascunsă. Nu mai vrem, Doamne, să rămânem doar ucenici anonime a lui Hristos. Tu pe cruce Ți-ai declarat iubirea. Ajută-ne și pe noi să o declarăm. Îți mulțumim. Te binecuvântăm și cerem toate acestea numele Domnului Iisus Hristos.